Bine ați revenit la mobilissimo.ro, telefonul este Nokia Lumia 1020, cel mai puternic camera phone al momentului, cu cameră de 41 de megapixeli. El a fost anunțat în luna iulie și iată, a sosit în sfârșit la noi în teste, în varianta galbenă. Ei bine, acest device costă 2999 de lei la Evomag, unde îl găsim în variantă de culoare neagră, albă sau galbenă. Noi am primit varianta galbenă, iar la Emag același telefon costă 3099 de lei și are aceleași variante de culoare. Iată vedeta, camera de 41 de megapixeli și iată cum arată telefonul în zona frontală. El are o grosime de 10,4 mm, cântărește 158 de grame, deci nu este foarte greu pe lângă predecesorii săi. În cutie, de vreme ce acesta este un unboxing, găsim cheița pentru treiul microSIM, apoi o serie de manuale, ca de obicei, apoi un cablu USB, încărcătorul și o pereche de căști de aceeași culoare cu telefonul, adică galben. Par destul de comode aceste earbuds și mă aștept la un volum foarte bun aici. Hai să punem totul la loc. Aflați că acest telefon vine cu un ecran de 4,5 inch, în cazul în care vă întrebați, și are un blitz Xenon și un blitz LED, pe care o să le vedem imediat. După cum spuneam, ecran de 4,5 inch în diagonală, rezoluție de 1280x768 de pixeli, tehnologie Pure Motion HD+, rata de refresh de 60 de Hz și aspect ratio de 15:9. Culorile sunt de tip True Color, iar tehnologia din spatele acestui ecran este Clear Black AMOLED, ca pe mai toate modelele moderne Lumia. În partea superioară avem un slot microSIM aici, folosim acea cheiță pentru a-l scoate, aici avem jack-ul audio și aici un microfon. Acum începe procesul inițial de setup. Terminalul vine cu Bluetooth 3.0, Wi-Fi, USB 2.0, NFC și LTE. Și vă spun de pe acum, procesul de setup este unul destul de lung. Observați și butoanele capacitive de sub ecran, portul micro USB, difuzorul, dimensiuni destul de mari și aici două orificii care mă duc cu gândul la un lanyard sau un accesoriu de acest gen. Lateral, butoane de volum destul de mici, butonul on-off și butonul pentru cameră. Observați că telefonul este ușor rotunjit la colțuri și designul este cel faimos, Fabula Design, doar că telefonul este puțin mai subțire și mai ușor decât mă așteptam, sincer să fiu. La interiorul său se află o baterie de 2000 mAh și 3,8 V. Ni se promit 12,5 ore de convorbiri sau 53 de ore de muzică. Procesorul acestui terminal este un dual core Snapdragon S4 Pro de 1,5 GHz. Avem și 2 GB de RAM, 32 GB de memorie internă și o cameră de 41 de megapixeli, blitz Xenon și blitz LED, tehnologie optică Carl Zeiss, stabilizator optic de imagine, în zona frontală camera de 1,2 megapixeli. Senzorul măsoară 1 pe 1,5 inch, deci este destul de mare, iar mărimea pixelilor este de 1,12 microni. Camera este capabilă de captură video Full HD la 30 fps și capabilă de zoom lossless 4x, zoom digital, evident. S-a terminat și setup-ul. Ecranul este protejat de un strat Gorilla Glass 3, iar telefonul are parte de un finisaj mat, am scăpat de acele carcase glossy. Am primit și primul SMS, observați stylurile galbene în ton cu culoarea acestui handset. După cum spuneam, finisaj mat, foarte plăcut și senzația este bună, este plăcută această aderență a telefonului. Observați și acest pin pentru încărcarea fără fir cu ajutorul accesoriilor dedicate. În rest, ce pot să spun este că telefonul nu poate sta pe o suprafață plată deoarece camera are o protuberanță prea mare. Observați și voi. Camera nu poate sta pe o suprafață plată. Ok, în altă ordine de idei, trebuie să vă spun că avem două aplicații foarte interesante la capitolul cameră, Nokia ProCam și Nokia SmartCam. Nokia ProCam vine cu câteva setări foarte atractive, avem și un mic tutorial aici. Mi se prezintă opțiunile și o să vedeți imediat, ele sunt sub forma unui dialer rotativ.
despre ce este vorba, câteva setări pentru blitz, setări pentru balans de alb, cu acel dialer despre care vorbeam, și este plăcut să vedem că se modifică în timp real setările. Avem și opțiuni pentru ISO. Observați că ajungem la nivelul 4000 chiar. Apoi avem și setări pentru shutter și setări de expunere, care încă o dată funcționează în timp real. În afară de acest aspect, avem o funcție foarte atractivă numită Nokia Smart Cam. Aceste funcții sunt disponibile sub formă de lenses în aplicația cameră. Putem crea o secvență de capturi, cam așa cum am văzut mai devreme. Un tutorial destul de clar. Și putem înlătura subiecții nedoriți din fotografie. O să testăm în zilele viitoare aceste aplicații. Deocamdată, hai să vedem cum se comportă camera acestui device. Facem o fotografie rapid și hai să ieșim din aplicația ProCam întâi. Observați că este disponibilă sub formă de lenses. Revenim în camera normală și facem o fotografie rapidă. Focalizăm. Și iată cum arată fotografia realizată cu acest device. Nivel de detaliu foarte mare. Revenim cu mult mai multe poze în zilele următoare. Testăm camera, vedem ce poate ia la toate capitolele, îi vedem și toate setările. Iată aici alte câteva opțiuni foarte interesante de accesat pe acest terminal. Nokia Lumia 1020 în teste la mobilisima.ro. Acesta a fost unboxing-ul său. Rețineți prețul, 2999 de lei la Evomag. Și un terminal cu o super cameră pe care o punem la teste zilele viitoare. Cam atât deocamdată, la revedere!